Ați amintit de faptul că Republica Moldova a făcut și face pași concreți către integrarea în Uniunea Europeană. Cât de departe sau cât de aproape este Republica Moldova de momentul integrării în Uniunea Europeană? Sunt 10 pași de făcut până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 3 din ei deja au fost îndepliniți, deci primul pas este de a depune solicitarea oficială pentru obținerea statutului de candidat, am făcut-o. A doilea, obținerea chestionarului s-a făcut și a treilea, să răspundem la acest chestionar. Și am făcut-o în timp record. Și contextul a fost de așa natură încât toate și Uniunea Europeană a înțeles că nu este timp de pierdut și e nevoie să arate o mai mare deschidere și o mai mare înțelegere și ceea ce se făcea timp de ani s-a făcut timp de cât? O lună și ceva. O lună. Deci o realizare foarte importantă. Foarte importantă. Următorul pas este publicarea opiniei Comisiei Europene cu privire la chestionarul pe care l-am prezentat. Prezentarea acestei opinii a Comisiei Europene statelor membre, iar ulterior statele membre deja trebuie să ia în discuție și să ia propriu-zis decizia de acordarea acestui statut de stat candidat. Deci ce trebuia european să facă Republica Moldova a făcut până a făcut, acum? Pașii pe care trebuia să îi îndeplinească. Acum 3 luni acest lucru nu era în planurile noastre, era de domeniul așteptărilor de viitor. Iată că aceste așteptări, războiul a grăbit aceste procese și a fost un factor decisiv în convingerea politicienilor din Uniunea Europeană că a venit timpul să se ia decizii importante vis-a-vis de Republica Moldova și Ucraina. Și de asemenea Georgia, desigur.